ziua, dragă elevă, în clasa a 8-a. Iată-ne la o nouă lecție de istorie. Sunt Svetlana Vasilache și astăzi vom discuta, în cadrul unității de învățare relații internaționale între anii 1850-1914, despre problema orientală și Basarabia. Drept unități de competențe, ne-am propus pentru lecția de astăzi următoarele: descrierea evenimentelor și proceselor istorice din epoca modernă, utilizarea adecvată a coordonatelor de timp și spațiu cu referire la un subiect din istorie, utilizarea critică a informațiilor din diferite surse istorice în argumentarea opiniei proprii, corelarea dintre cauzele și efectele evenimentelor din istoria modernă, de rând cu explicarea cauzelor și efectelor evenimentelor, fenomenelor și proceselor din istoria modernă. La rubrica repere, printre noțiuni, întâlnim următoarele: problema orientală, Basarabia, tratat de pace, reanexare. La cronologie regăsim anii 1853-56, războiul Crimeei, anul 1856, Congresul de pace de la Paris și Tratatul de pace de la Paris, anul 1856, sudul Basarabiei revine în componența Principatului Moldova, anul 1877-78, războiul Rusiei și României cu Imperiul Otoman, numit și războiul de independență al României, anul 1878, tratatele de pace de la San Stefano și Berlin și anul 1878, sudul Basarabiei este reanexat Imperiului Rus. Într-o retrospectivă istorică, ne amintim că problema orientală este noțiunea ce desemnează șirul de conflicte, dar și încercările de soluționare a acestora generate de decăderea Imperiului Otoman. Printre statele implicate în încercarea de a soluționa această problemă, vedem Imperiul Rus, Imperiul Habsburgic și Imperiul Otoman. Imperiului Otoman, multiplele războaie ruso-austro-turce din secolul al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, au provocat grave pierderi teritoriale din spațiul românesc. Astfel, s-au realizat următoarele anexări. Rusia și-a luat pământul dintre Bugul de Sud și Nistru, iar Austria și-a anexat Transilvania, Banatul și Bucovina. Vorbind despre problema orientală și Basarabia, ar fi bine să actualizăm informația despre anul 1806-1812, cunoscutul război ruso-turc, un conflict militar desfășurat în câteva etape, care, în final, este cel care aduce înfrângere Imperiului Otoman și acesta acceptă condițiile înaintate de către statul învingător, Imperiul Rus. Anul 1812 are loc semnarea Tratatului de Pace de la București, prin care poarta, putere suzerană pentru principatele române, cedează Imperiului Rus partea de est a Principatului Moldova, un pământ de extinderea teritorială a căruia, de fapt, Constantinopolul nu are o închipuire concretă. 1812, Imperiul Rus anexează pământul dintre Nistru și Prut și numele Basarabia, care desemna inițial doar partea sudică a pământului anexat, este extins de către autoritățile țariste asupra întregului teritoriu pe care l-au căpătat. Problema orientală și Basarabia, la capitolul Geneză, prin tratatul de la București din 1812, este considerat și ca momentul apariției problemei basarabene, problemă care în epoca modernă rămâne a fi o parte componentă a problemei orientale. Următorul moment, în cadrul problemei orientale, în care reapare subiectul Basarabiei, este războiul Crimeei. La mijlocul secolului al XIX-lea, eforturile politicii externe ruse s-au concentrat preponderent asupra soluționării problemei orientale. Țarul Nicolae I considera că este momentul prielnic pentru a împărți posesiunile otomane, mascându-și expansionismul sub pretextul apărării creștinilor din Balcani. Astfel, între anii 1853-56 se desfășoară un nou conflict, care am spus, cunoscut în istorie cu numele de Războiul Crimeei. Inițial, inițiativa era deținută de Imperiul Rus.
flota otomană fiind zdrobită de cea rusă. Însă, situația dificilă a porții determină Anglia și Franța să intre în război și debarcarea forțelor aliate în Crimeea și cucerirea Constantinopolului pune capăt ostilităților. În anul 1856 este semnat Tratatul de Pace de la Paris. Conform acestuia, Principatului Moldovei i-a fost restituit sudul Basarabiei de către Imperiul Rus. Mai mult, protectoratul rus a fost înlocuit cu cel al marilor puteri europene, principatele române intrând de fapt în atenția și bunăvoința marilor puteri. În rezultat, 1859 are loc marele fenomen din istoria românilor, cunoscut ca Mica Unire, unirea principatelor române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, și putem la hartă urmări componența teritorială a statului creat, Principatele Române Unite. Moldova, între Carpați și Prut, sudul Basarabiei și țara românească. Următoarea apariție a problemei orientale care vizează nemijlocit subiectul Basarabiei este războiul din 1877-78. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, sperând deja la o revanșă după înfrângerea în războiul din 1856, eforturile politicii externe ruse se concentrează din nou asupra soluționării problemei orientale. Țarul Alexandru al II-lea continuă promovarea unei politici expansioniste în Balcani, încercând însă și identificarea unor aliați în viitorul război. Astfel, în 1877, într-o realizare a acestui scop, semnează o convenție militară cu România, stat aflat încă sub suzeranitatea otomană. Noul conflict ruso-română-turc, cunoscut în istorie pentru România ca războiul de independență, constituie o nouă etapă a problemei orientale. 1878, finalitatea, este semnarea Tratatului de Pace de la San Stefano și, conform prevederilor acestui tratat, României îi se impune un schimb teritorial. Ea este lipsită de sudul Basarabiei, fiindu-i oferit nordul Dobrogei. Cele trei județe, Cahul, Bolgrad și Ismail, urmau să fie reanexate Imperiului Rus. Așa cum țarismul își consolida poziția în Balcani, s-a decis convocarea unui for european care să ia o decizie finală. Respectivul for european a fost convocat la Berlin 1878, în cadrul căruia a fost semnat un nou tratat de pace. Conform prevederilor tratatului respectiv, România totuși ceda sudul Basarabiei Imperiului Rus, primind în schimb nordul Dobrogei. Dacă privim la hartă, vom vedea schimbările teritoriale care au intervenit în statul România, deja independent. Regăsim în componența acestui stat Moldova între Carpați și Prut, țara românească și Dobrogea, fără parte de sud a acesteia. Am discutat despre problema orientală și apariția Basarabiei ca subiect în cadrul acestei probleme. Potrivite ar fi următoarele concluzii. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus în 1812 a constituit momentul în care atestăm prima menționare a acesteia ca parte componentă a problemei orientale. 2. Anul 1856 a readus Basarabia în vizorul marilor puteri cu o manifestare benefică, sudul acesteia fiind restituit Moldovei. 3. Anul 1878 legalizează o nouă nedreptate. Sudul Basarabiei este reanexat Imperiului Rus. Basarabia, asemeni altor pământuri românești, a devenit o monedă de schimb între marele puteri ale timpului. Problema Basarabiei, regăsindu-se în trei războaie pe parcursul secolului al XIX-lea, este parte componentă a problemei orientale. Și potrivite pentru încheierea lecției de astăzi, am considerat cuvintele lui Dumitru Matkovski, care într-un vers al său vorbește frumos despre Basarabia, spunând că, trecută prin foc și prin sabie, furată, trădată mereu, ești floare de dor, Basarabie, ești lacrima neamului meu. Cu gânduri bune pentru voi toți, până la o nouă întâlnire!